Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru anul 2023. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Hai să vedem un mesaj din partea Arhanghelilor pentru tine în acest an. Ce trebuie tu să știi? Să vedem. Mesajul pentru tine este justiția divină imanentă. Foarte frumos acest mesaj. E clar că tu în acest an reușești să îți faci dreptate. Unii poate chiar luați atitudine și rezolvați niște probleme foarte importante care țin de o nedreptate pe care cineva ți-a făcut-o sau o nedreptate în care tu te afli. Poate e vorba de un compromis. Numerele importante pentru tine sunt următoarele: 3, 2, 5 și 32. Culorile importante sunt, în primul rând, albastru, culoarea comunicării, deci ți se cere să comunici mult. Avem uh, culoarea auriu, argintiu și non culoarea alb. Văd aici o energie masculină. Dacă ești femeie, e vorba de un bărbat care va avea un rol important în viața ta, dar dacă ești bărbat, vezi că puterea și dreptatea stă în mâinile tale. Arhanghelul Racuel este cel care îți oferă un dar, o ghidare, și îți transmite următorul mesaj. Sunt emisarul înțelept al justiției divine. Sunt apărătorul angelic al celor prigoniți, asupriți, neîndreptățiți, persecutați. Fac să reapară dreptatea și armonia divină în toate situațiile în care s-a încălcat ordinea dumnezeiască. Este clar faptul că ție ți se face dreptate în acest an, însă tare tin să cred că E vorba și de modul în care tu vei uh, vei acționa. Să vedem mai departe ce îți transmite și tarotul pentru acest an. Voi analiza toate domeniile vieții tale, vom vedea ce se întâmplă pe dragoste, casă, familie, bani, carieră, prieteni, sănătate. Vom vedea energia generală, ajutorul, dar și blocajul care ar putea să apară. Să vedem, dragi balanțe, ce mesaje avem pentru 2023, pentru semnul tău zodiacal, lună, ascendent. Wow, a început citirea, mă voi opri. Să vedem ce trebuie să știi tu. Este un an foarte interesant pentru tine un an în care simt că ți se vor clarifica foarte multe probleme. La baza pachetului avem arcana majoră cumpătarea sau echilibrul care îți spune despre o legătură cu Zodia săgetător, dar mai văd aici foarte puternic și faptul că tu vei dori să găsești un echilibru, vei dori să iei acele decizii înțelepte care să te ajute. Văd aici că ești într-o situație în care ai de ales ceva, într-o situație în care te împarți da? între două lucruri, două situații, două locuri de muncă. Stai și cântărești foarte bine o anumită problemă pe care tu o ai. Însă văd că este și un an cu vindecare pentru sufletul tău. Să vedem Prima carte, Energia Generală, și aici avem Valetul de Băte pentru tine. Este un an în care tu vei experimenta lucruri noi. Valetul de Băte vorbește despre o etapă mult mai profundă în cadrul unei relații. Vorbește de o altfel de atracție în plan personal. Poate să vorbească și despre noi activități pe care le faci. Și care îți plac mult pot fi activități care țin de adolescenți, activități care sunt foarte tinerești, dar pentru cei mai mulți dintre voi simt aici că este un an în care vei reuși să îți îndeplinești acea dorință puternică pe care tu o ai. Este un an cu aventuri. Să vedem ajutorul pentru tine 6 de monede. Ai foarte mult ajutor atunci când vine vorba de bani, moșteniri, cadouri. Când vine vorba de o împărțire de bunuri, da? o rată pe care o ai la bancă, o moștenire pe care trebuie să împarți niște bunuri. e un ajutor absolut fantastic. De asemenea, indiferent de situația financiară în care tu te afli, adică indiferent de cum stai tu cu banii. Ajutorul vine printr-o donație, printr-un cadou, îți pot veni bani din două părți. Ai foarte mult ajutor pe ideea aceasta de a te echilibra. Apoi, să vedem eventualul blocaj, arcana majoră, luna, o legătură cu Zodia Scorpion sau cu Zodia Rac. Poate să fie un blocaj legat de o femeie pentru unii dintre voi, dar blocajul vine și dintr-o situație în cadrul căreia tu nu ai toate informațiile necesare. Este o situație în care tu vei simți neliniște, vei simți uh, că nu mai înțelegi ce se întâmplă. Sfatul aici pentru a depăși această situație ciudată, această situație care te blochează, este să îți asculți intuiția foarte mult, să-ți asculți simțurile tale și să fii atent la sincronicitățile care apar în jurul tău. Să vedem zona prietenilor turnul pentru tine, ok? În zona prietenilor să știi că este un an pentru tine, în care multe relații se vor închide, mai ales acele relații care te trag în jos. Vei afla poate multe secrete. Uh, vei descoperi printre prietenii tăi și persoane mai puțin plăcute, însă, pe de altă parte, văd că te, te vei exterioriza, vei arăta cu adevărat cine ești, și atunci e posibil ca anumite persoane să plece din viața ta. Un prieten poate avea o problemă, să spun așa, poate o problemă de sănătate sau o problemă foarte mare. Dacă ai o relație de prietenie cu cineva, chiar dacă a fost o relație de iubire, vezi că aceasta se rupe da? Să vedem pe sănătate, cavalerul de spade pentru tine Pe sănătate ar trebui să acorzi o mai mare atenție în acest an Ți se cere să nu fii imprevizibil Ți se cere să conduci cu atenție Ți se cere aici să... Să-ți găsești un echilibru în modul tău de a te manifesta, pentru că o să ai tendința să acționezi într-un mod mai imatur, indiferent de vârsta pe care o ai. Vei fi foarte entuziasmat, vei fi foarte energic, dar, repet, această carte vorbește și despre eventuale probleme neașteptate care pot apărea pe zona sănătății. Această carte poate să vorbească și despre o intervenție chirurgicală, adică o operație. Dar e ceva neașteptat. Nu văd ceva profund. Să vedem mai departe. Dragoste. 9 de monede. Dragostea ta este foarte stabilă în acest an, partenerul poate câștiga o sumă importantă de bani sau tu uh, poți investi foarte mult în această relație, poți cumpăra un cadou unei persoane. Însă, dacă ești o persoană singură, văd că în acest an vei reuși să ajungi la o putere absolut fantastică, vei avea o mai mare siguranță de sine și acest lucru te va ajuta să-ți găsești partenerul potrivit. Dar dacă te afli într-o relație, văd că în primul rând, ori faceți o afacere împreună, ori faceți bani împreună, poate să fie un an în care investiți foarte mult în plăcerile voastre, dar această carte vorbește și despre o eventuală căsătorie sau o mutare împreună. Este ceva stabil aici, sunt lucruri concrete care se întâmplă. Casă și familie, cavalerul de monede, pentru unii văd aici o mutare, da? cavalerul de monede vine cu schimbări, este o mutare mai lentă, dar sigură, pe care o faci. Unii poate chiar vreți să vă construiți o casă sau poate să fie chiar că în familia ta lucrurile se așează foarte bine, foarte frumos. Ai foarte multă susținere din partea uh, familiei, din partea persoanelor apropiate ție. Îți vin tot felul de persoane în casă. Da? Se rezolvă niște probleme în casa aici, ceva legat de niște bani, dar nu se rezolvă într-un sens, să zic așa, negativ. Da? Adică se rezolvă cu liniște și cu pace, cu alte cuvinte. O persoană din familie poate avea o reușită, poate un copil sau cineva important reușește să se stabilizeze din punct de vedere financiar. Să vedem pe bani, valetul de cupe. Banii vor veni către tine în, în, în acest an. Uh, valetul de cupe, să știi că vorbește despre faptul că reușești da, să te bucuri de banii pe care îi ai, de ceea ce faci. Poți să investești ori într-un copil, poți să ajuți un copil cu niște bani. Asta dacă ai copii, da? nu e valabil pentru toți. Alții vă puteți deschide un proiect în care să investiți, dar este ceva de suflet. Mai văd aici tot felul de invitații pe care le puteți primi, propuneri pentru a face bani, dar cartea asta este foarte bună, mai ales pe zona financiară. Nu știu să-ți spun de sumă sau cât ar fi, dar ideea e că tu vei fi liniștit, vei fi mulțumit. Carieră, sau profesie șapte de monede. Aici parcă ai un venit pasiv sau îți vin bani pasiv de undeva, ai închiriat ceva ai investit în ceva pe carieră, văd că stai și aștepți ceva o aprobare, aștepți niște bani, poate chiar unii dintre voi e posibil să vă întoarceți la un loc de muncă la care ați mai fost. Uh, poate să fie mai dificil să vă găsiți un loc de muncă în acest an, dar nu imposibil. Atenție, pentru că lucrurile vor merge mai greu, da, vor merge mai greu în acest an, se vor mișca ceva mai lent. Va fi nevoie să stai la un loc de muncă oriunde nu-ți place, ori va fi nevoie să aștepți ușor, ușor să-ți crească salariul, să te simți apreciat, parcă lucrurile se mișcă încet, însă. Nu uita că această idee da, de a se mișca încet este ceva pozitiv pentru că tu aici poți să ajungi la un nivel foarte înalt, așa, da, adică mergi încet și sigur, nu ratezi nicio etapă și apoi nu te dă nimeni jos de acolo de unde ești. Da, dragi balanțe, un an 2023 foarte interesant în care vei avea parte de tot felul de surprize. Un an în care te stabilizezi din punct de vedere personal, atenție la prieteni, ți-am spus, pentru că. Pot avea loc chiar și trădări, da? o persoană care uh, duce vorba dintr-o parte în cealaltă, vine și vorbește cu tine ceva și se duce la. Uh, o altă persoană importantă din viața ta și îi spune doar ce vrea da și. Chestii de genul acesta. Deci, atenție și atenție pe sănătate în acest an. În rest, văd că lucrurile sunt destul de ok. Ascultă-ți intuiția. Indiferent cât de neagră poate să o situație, vei vedea că ai un ajutor divin special. Și e important să-l și ceri în acest sens. E vorba de o, de o decizie care trebuie luată Da și care oricum se ia în acest an. Dragi Balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru anul 2023. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile care apar în fiecare săptămână, dar și în fiecare lună pentru semnele zodiacale de care ești tu interesat. Sper că ai ascultat și de la Zodie și de la Ascendent. Poți să faci acolo un mixaj între cele două și vezi ce ți iese. Te îmbrăcișez și îți doresc un an 2023 cât mai frumos.